Salutare, prieteni, videoclip. O să vă arăt cum să pregătiți butoiul pentru a depozita pălinca în el. În momentul de față vedeți că el curge. Curge, deoarece a stat timp de un an de zile aproape gol și curge prin toate părțile. Am bătut doagele pe el și acum îl umplem cu apă. Îl umplem cu apă pentru a se umfla. Să avem grijă să fie tot timpul butoiul ud. Vedeți? Pierde apă, pierde prin diferite locuri, dar după ce l-am umplut de câteva ori cu apă, el se va tot goli. Însă, adăugând apă în continuu, el o să se va umfla, se va umfla lemnul. Și atunci nu vor mai rămâne spații de golire. Bine, nu lăsăm furtunul cu apă pornit într-un anil, că o să consumăm mii de litri de apă. Îl pornim, lăsăm până se scurge, după un timp băgăm din nou apă în el. Mai avem o variantă pe care cred că o să o folosesc, e aceea de a băga butoiul într-un vas mai mare, cu apă care va depăși nivelul butoiului, acesta plin, și atunci va fi scăldat în apa aceea o zi, două, până când va fi umflat lemnul de la butoi. Și atunci nici nu vom pierde apă, nici nu vom face risipă de apă multă. Curge, curge foarte tare, după cum vedeți. Dragi prieteni, vă mulțumesc pentru vizionări, aștept sugestii din partea voastră, poate că aveți o idee mai bună. Și vă repet, la final, să nu lăsați furtunul cu apă să funcționeze până când se va opri din curs butoiul, pentru că veți risipi mii de litri de apă. Poate mai mult de mii, chiar zeci de mii, adică curge mult, nu se oprește într-o secundă, două. Într-o oră, două. După cum vedeți, s-a scăzut și intensitatea cu care curge apa. Fiindcă încet, încet butoiul ia apă. Trag doagele, trag apă și se unesc. Vă mulțumesc pentru vizionare. Aștept păreri din partea voastră. O zi bună să aveți. Salutare!